Aveți grijă la vocile din întuneric. N-au făcut poate Adrian ăsta cu noi. Ce? Clip cu noi, să ne bagi și pe noi într-un clip. Nu știu. Trebuie să luăm pe Paul de Adrian la o investigație. Cum arată Paul de Adrian? Uite. Uite. Cum se arată? Normal. Chiar ar fi tare să facem o investigație cu Paul, mă jur. Mamă, frate, n-am crezut că e mult mai bătrân de la voce. Nu, dar vezi că are voce tare. Trebuie să-l iau și pe Paul de Adrian să-mi nareze următoarea investigație. Îl plătesc. Bun găsit, bun prieteni. Găsit, prieteni. O filmare din octombrie 2022 arată la ce trebuie să fiți atenți dacă mergeți în pădure după lăsarea întunericului. Un pădurar din Canada explora vegetația când a dat peste un skinwalker. O creatură din folclor care poate imita atât oamenii cât și animalele. Momentul a fost surprins într-o zonă retrasă, aflată la 10 de kilometri de civilizație, cu ajutorul camerei GoPro. This place is so lonely. Imagine just being lost out here. It feels like this would never end. Oh, hi. Mamă, că direct pumn îi dădea și la Zappi, cred. I need to get out of here. Păi chiar, chiar că simțea pumn după. Ok. O voce bizară. Aproape inumană. I-a spus că îl vede. Contrariat, pădurarul a decis să se întoarcă la cort, unde focul ardea, îndepărtând spiritele nedorite. Din fericire, ființa nu s-a apropiat de el. Într-o altă pădure, aflată undeva în Turcia, doi investigatori au luat-o pe urmele unui monstru. Benjamin! Acolo, pe vremuri, au avut loc mai multe ritualuri macabre. Ritualuri care ar fi adus pe lume o entitate demonică. Din această cauză, localnicii au țesut de-a lungul timpului tot felul de povești în jurul entității, care aparent a fost văzută de marea lor majoritate. Bântuie printre copaci, spun bătrânii satului. Spre surprinderea lor, investigatorii au văzut-o și ei. Allah'ım salli ala. Görüyor musun? Abi. Allah'a ekber. Allah'ım Arap Yarımadası'nı. Abi Maruti kabilesin. Maruti kabilesin. Of. Abi az yaklaşalım. Kaç. Da asta de aveam, frate. Durerea noi. Bă, du-te. Mă duceam că e gorilă. Oo, yüzüne bak abi. Cellat gibi bakar mısın? Kabus gibi suratı var abi, bak. Dar te-ai văzut aia de pe medie ce s-a trimis? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ce am un om? Wa alaikum salam. Dispare și acolo. Bunul. De ochi, mă, prostule. Așa scria, mă. Am citit ce scrie acolo. Du-te, dracu. Că ăla au scris, dispare și apare. E prost. Își închide ochii, mă, coaică. Dar ce, mă, fantoma clipește? Da, nu, normal. Maruk te cabile senin. Așa mă sunt. Nu te mai pe prins de păr, fute, că mi-au tras vreo 5 fire din cap. Te morții, dai să... Ce pula mea, mă, s-a făcut jumpscare? Abe. Mă, futu, săratul s-a, mă. Entitatea avea corpul negru, diform, și chipul palit, schimbosit. Îi privea cu niște ochi strălucitori. Investigatorii s-au speriat. E de înțeles.
chiar nu se așteptau să dea peste entitate. Au crezut că localnicii făceau mișto de ei. Nici vorbă. Salut, lunaticul, nu ești nou, că te-am mai văzut pe aici, frate. Despre Dustin Fraser v-am mai povestit în episodul trecut. Mai multe lucruri greu de crezut. Povestea lui este însă mult mai complexă. El locuiește în estul statului Tennessee, însă mult mai cum obții complex. El locuiește în estul statului Tennessee, aproape de zona munților Apalași. Aceștia se întind pe o distanță de peste 2000 de kilometri, din provincia Quebec, Canada, până în nordul statului Alabama. Cu Apalași, sunt unii dintre cei mai vechi munți din lume. Se spune că pe teritoriul acestora trăiesc tot felul de făpturi bizare, de la skinwalkers la demoni deslănțuți. Oamenii care locuiesc în apropiere au experimentat mai multe activități paranormale. Regula născocită de ei este simplă. Dacă auzi ceva în zona munților Apalași, n-ai făcut-o de fapt. Totul este în regulă. Treci peste. De aceea, majoritatea localnicilor trag bine draperiile după căderea întunericului și încuie ușile, chiar dacă locuiesc în zone izolate. Pentru a nu risca să vadă lucrurile care ies la vânătoare atunci. Într-o noapte din februarie 2024, când se afla acasă, Dustin a auzit niște sunete. Ia voi, Dustin! Fii atent ce project car are, mâncața și pula ta. Ui acolo ce project car nebun are ăsta acolo. Fără roți. N-are roți. So, it's 2 o'clock in the morning again. And cred când mă uit la tine, regret că m-am născut băiat. Crazy. There's a security light right over here and it just was on and then it went off. Măcar, sincer. Într-o altă noapte, pe când își pregătea ceva de ronțăit, a observat că ființa de afară îi vorbea. Era un skinwalker. Imita vocea, i-o copia. I was just trying to get me some trail mix and vocea i-a cerut să deschidă ușa. Oamenii din comentarii au spus că dacă o mai aude, să nu asculte. Bineînțeles, aceasta a revenit la scurt timp după. A, da. There's something on the roof. Se mișca pe acoperiș, căutând o cale de intrare. E Benjamin. Poate voia doar onorabile. Uită-te repede pe ei, vezi că ți-a trimis un thumbnail panorama. Care sunt? Numai de aia că ai donat, dacă e prostie îți dau bani. Chiar dacă ai donat. Aici. RGB. Uite și cine e ăsta. Măi, bolnav psihic ăsta, mă, frate. Ăsta e bolnav psihic, frate. E bolnav psihic, mă jur. Nu râde și de unghiile mele, că mi-am rupt unghiera. E bolnav psihic, frate. Ia, unde mi-ai trimis? Aici, asta. Șa!
Very hard ăsta și alochi. Concert cu Carti. La concert cu Carti, chat. Te pubra drept. Să-l terorizez. Le băcărți. Activitatea s-a intensificat. Iar tu ghiera, băi. Everybody last time got pissed at me. How can I go? Because I opened the door, so I'm not going to do that this time, but it's back. Help me. Zi afară, mă. Deschide, mă, bolă alea. Bă, neironic, frate. Eu știi ce aș fi făcut. Hai, mă, bolă, să te văd aici. Ești pe pământul meu. Ce? Cu ce? Cum ești în America, frate? Dacă dai shotgun în America când dai casă, mai ales la munte, păi ești... Bye, bye. În al doilea sunet. Făcea o glumă din aia așa. Skinwalker, skin of the dick. Prin ușa direct. Să te-ai spate. Lumina albă. Albu ca zăpadă. Ai văzut, ai văzut ce reculu a avut shotgun-ul? Darling, I am home. Buf. Mă, eu cred că scaunul tău e skinwalker. Și închid asta. Că vine, 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 vine. Chiar avem un skinwalker. Vine skinwalker-ul. Că poate vine skinwalker-ul, pulă. Vine vecinul să uiți, mă. Era să am altercații pe grad A. Tip SS. Ia. Pe lângă cel de afară, s-a auzit înăuntru. Content live, măcar avem proof. Și e de cace așa pe tine, mă, dar e scut, nică plânge. Câteva nopți mai târziu, pe când se afla la muncă peste program. Eu de ironic, de eram în America și se întâmpla așa ceva la mine. Bă, frate, în sfârșit un motiv să folosesc shotgun-ul. EPA, EPA, mă, facă. Auzit un fluierat macabru. Au, mă. Așa fac eu când mă duc. Eu, mai este, frate, când mă duc, frate, la magazin, singur pe sat, fluier, încep fluier. Nu știu de ce, așa-mi vine. Dă fluier, mă. Pentru cine, nu știu. Fluier în casă. Vine dracu, bă, că e trecut de 12. După 6 seara. După 12, mă, e așa au zis Velu. Velu știe că... Velu știe, bă. Am recoil la nume de genul. Până la urmă, la insistențele privitorilor, a instalat o cameră de supraveghere deasupra ușii. Ceea ce a surprins camera în martie este terifiant. Dustin se afla la serviciu atunci. De onoare, nu am donated 3 euros. Iti mai fac 10-20 și trimite pe Discord dacă vrei sau unde UR tu brotere. Până la thumbnail live. People. Tu ești primul YouTuber la care e plătit ți să facă thumbnail. Să mor de-am mai văzut așa ceva. I'm învățat bine, mă. People saying for me to get cameras for the outside of my door. I'm învățat bine. O, ce se lucește cercelul pe live, așa. And... Ăsta la altul. I don't even want to, like, go home. I don't know what my... like next steps are yeah.
văzut cum s-a schimbat? Da, fra. Du-te. Și aia era și vulpea aia pe care am luat-o noi, mă. De se transforma în ceva baddie. S-a transformat? Ce-a frumos. O zis, o zis, o zis Zapi că o văzut o siluetă de femeie și după aia vulpea. Bă, așa într-un baddie de ăsta, într-un... De ce zic? Chiar de-am zis că dacă e vreo ială prin pădure, eu am scăpat. Că-l vede pe ăsta, alia direct. Vreau cu gansul este de safe. Să vină elele, că le iau eu. Dar trebuie să fie, știi ce zic, small teeth, small waist, nice ass. Haide. With a big bang. With a big bang. Să-i bericoilul. Na. A venit Benjamin mâncat, așa. Uită-te, plăcă. So I just got home from work, Paul, and I found this on the ground. And I don't know if you can tell, but it looks like it is busted. Vocea misterioasă, vocea lui copiată de Skinwalker, se poate auzi. Câinele a fugit din calea ființei. Mai apoi, Benjamin, o forță nevăzută a distrus camera. Cum nervos, a instalat mai multe camere. Alta a surprins la rândul ei ființa, în spatele mașinilor. Ia. Asta e Rake, mă, toată ziua e Rake, frate. Rake. Așa se numește asta. Rake. Nu Rake, e ăsta chat. Uite-te, frate. Da, mă, Rake, așa se numește. Șchiera din... serialul. Era umanoidă, poate imediat după transformare. Voi ce părere aveți? E posibil ca Dustin să fi fost urmărit într-adevăr de un Skinwalker? Gremlin? Ăsta-i, mă, ăsta-i, ăsta-i. O altă filmare virală, postată de Morgan pe TikTok, a strâns milioane de vizualizări. Descrierea sună cam așa. Dacă ești singur acasă în zona munților Apalași și auzi fluieratul, prefă-te că nu e nimic. We're frozen here. Because that doesn't sound like coyotes. Mom. They got something. Are they getting closer, Joy? No? No. Mom. Dar ce fac astea două în pădure singure când sunt coioți și... Fluieratul a avut un rol important în practicile spirituale ale altor culturi. Celții îl foloseau în ritualurile de invocare a spiritelor și în ceremoniile de vindecare. Celții-s nebuni, vezi că triburile au celții niște folclor, în ritualurile șamanice, pentru a intra în contact cu lumea spiritelor. Să fie o legătură între aceste cunoștințe străvechi și folosirea fluieratului de către Skinwalkers. Deci bombardierii nu fluieră femei, mă, frate. Să pășim împreună într-o altă pădură. Spiritul, în 2022, YouTuberul Ed's Ventures s-a dus de unul singur într-o drumeție. A înaintat cu mașina cât de mult a putut, după care a luat-o pe jos. Pe drum, a întâlnit o biserică veche și un cimitir. Când a decis să se oprească pentru a-și pregăti o băutură caldă, în spate, a apărut o siluetă translucidă. Omul nu a văzut-o. Niște sunete bizare au început să-l atragă în adâncul pădurii. What the hell was that? Nu știu ce, dacă ați observat, dar aici se întâmplă mai multe timeline-uri pe live. Ăștia se ceartă în chat aici, sunt alții care vorbesc unul cu altul. Noi ne uităm la video, vorbim unul cu altul, ne gândim la alte chestii, ne apucăm de alte chestii să mă bat. Tatăl, nu, că live-ul ăsta se întâmplă pe 8 timeline-uri, cred că. Ca în GTA, frate, ca în GTA 5. Poți să schimbi așa între caractere, schimbi timeline-ul. E bine.
Foarte bine. Well, so I'm back in the woods. I've taken a different path this time. Bine. And to be honest with you, I'm just sort of winging it. I don't know where. What the hell was that? Eu dau laba. Na. Benjamin, o veni Benjamin pe la Efrei. Poți să-ți dau backshot. What? E pula mea. He's moved. I'm gonna have to go and check that out. Where the hell is it coming from? Ați văzut silueta. Trebuie să ne uităm la timestamp-uri de pe live să facem video. Neapărat zilele astea. Mai târziu, s-a întâlnit cu străinul. Light on the top of my camera. I think it's gonna die quite soon. Cum să fac video cu timestamp-urile din investigație? Să-l fac live sau să-l fac video-video ca lumea a făcut, știi? Sau să fac video din live, cum ar veni? Să fac live din video. Ce? Eu zic că ar fi tare să fie live, gen. Îl fac faci... live și după facem video. Eu să faci live pe tine. Sau vreți video-video? Așa e mai produs. Păi live ar fi tare. Video din live ar fi tare. Că ați fi și voi pe live și ați putea reacționa gen în paralel cu noi. Sincer. Vedem, vedem. Numai că n-ar arăta la fel de profesionist, aia e problema, știi? I have my torch left. I'm starting to get a little bit lost, I'm not gonna lie. But I think I'm gonna head back towards the way that I came, because... I swear, I keep seeing someone, hold on. There's no one there, but I swear there was. I think I'm gonna go train wreck ăsta, să mă urc. Tic așa, train wreck fără barbă și fără 8 ani de cocaină. E train wreck fără 17.000 de linii într-o seară. 17.000 de plastine. Da. What the f***? I'm not even joking. Îl văd, eu îl văd deja. What the f***? I can't see anything. Asta zici că e Slayer în pădure, să mă bată tata. Abonații au spus că era un manechin pus acolo pentru a speria turiști. Ed însă jură că era o persoană reală, că și-a întors capul spre el. Silueta translucidă și apariția presupusului străin într-o altă zonă sugerează prezența unor forțe mult mai misterioase acolo. O mamă din America de Sud a observat cum dimineața obiectele se aflau împrăștiate prin toată casa, deși înainte să închidă ochii, le vedea puse în ordine. Pentru a elucida misterul, convinsă că fiul ei cel mare era vinovat, a instalat o cameră de supraveghere în dormitor. Ceea ce a urmat la 1 dimineața pare rupt dintr-un film de groază. Și totuși, doamna jură că nu a editat nimic. Nu are aparatura necesară. Na. Știind că avea camera pornită, a dormit iepurește. Zgomotul ușii deschizându-se a făcut-o să se ridice din pat. Ceva nu era în regulă. Serbian Dancing Lady, da. Ce tare zic TikTok-urile cu Serbian Dancing Lady, mai vine una pe acolo și așa. Mama cu aia să par. Ce te uiți? Nu știu de... Lasă, e Paul D'Adrian, horny hours. Așa horny să ăștia când mă uit la Paul D'Adrian, nu înțeleg ce, eu cred că e de la vocea lui Paul. Ar dori și ei să se trezesc. Du-te, dracu, fii atent. Na. Cum nu a putut găsi sursa mișcărilor, a decis să-l pună pe cel mic între ei. Dă la micul dormea în hamac, pule? Da, mă, frate. Ce? Câteva minute mai târziu, lucrurile s-au precipitat. Eu când eram mic, frate, tachi mi-au făcut, ești prost, pătuți cu lemne. Mi-au făcut lemne acolo, așa, din lemne. Mi-au luat niște lemne, le-au tăiat și le-au făcut pătuți din ele. Au văzut ăsta, hamac și vrăjeli. Tot. Maca, mersi frumos, membre. De member. Mă uitam printre lemne la Tom și Jerry, așa. La un televizor atâta. Crazy. În Târnăveni stăteam. Știai, mă, că
Da, un an sau ceva de genul, sau un an jumate, îs mai apropiați de lumea spirituală. Na, pula, a fost posedat copilul. Nu, mă uit de la geam. Uite, uite și ăla se mișcă. Lasă ăla, geam. Deschis complet și se mișcă ceva. Bă, o vezi? Uite, pune mâini cineva, se uită, vezi? Încearcă să intre. Mamă, coaie. Mă, să vede că își deschide ochii și copilul. Se vede și în oglindă. Da, da. Nu, în oglindă e hamacul. O, și în oglindă se vede mișcarea de pe de la geam, că aici e geam. Da, da. Bă, bine, coaie. Dar oricum nu putea să-l scoată, că-s gratis. Vezi la ușa. Na. Bă, jucăria aia, mă. Ia acum. Dar să trezi balul. Ăla de mai multe ori să te trezi. Numai deschide ochii și închide, frate, nu se mișcă, mă, balul ăla. Ce, ce cap are, mă, în cața aș pula ta, că poți să-l faci. Dacă, dacă-l tai de aici capul ăsta și-l cioplesc un pic, zici că Air Force One. Băi, gaming. În GTA, mă, zici că Air Force One. Zici că e Tyler One. Vede, dar nu zice nimic ca baula. Știți ca jucătorii de pe Valorant nu dau cums. Eu visam scene de astea când eram mic. Eu trăiam scene de astea când eram mic. Eu eram scene de astea când eram mic. Unde-i tatăl? Doamna nu a putut să găsească nici de data aceasta sursa mișcărilor. Ea crede că în spatele activităților se află o vrăjitoară. Clipul a fost făcut celebru de youtuberul El Mundo de Cabeza. El Mundo de Cabeza, zice. Ce pula mea, gang leader, mâncați așa. Nu, că youtuber, l-ai auzit. În timp face YouTube, în timpul liber. Da, mami. Vezi că... Mami. Aș întoarce de la laptic. Sia. 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 Știe, mami. Bă. De-aia se trezește copilul. Bă. Stai, mai văd un pic pe mami. Na. Dacă mai îndăm jumpscare, direct pumnită la monitor. Na. Vezi, mă, ții de tatuaj, bă, ăla. Când s-a întors în dormitor, nu a realizat că înăuntru se mai afla cineva. O prezență paranormală. Aaaaaa! Ia! Ce era acolo? S-a căcat un pic pe ei ăștia, zic eu. Fiul cel mare a văzut ciudățenia, dar a încercat să-și spună că era un simplu vis. Dar asta cum uita și a ieșit? La mic are capul cât pat, mâncat așa că calc haine pe capul lui. Mă, ce fake e asta, mă, să-mi bag pula, ce fake e, că pe Kha'Zix, frate, așa fac jucătorii de Kha'Zix când... când iei farmă. La mulți ani, Horea.
ăla micu pulă, când tata își ridică ochii și ce faci? Dacă ăsta micu ochii dacă, da, să mor eu, spiritul care urmărește pe ăla micu, frate. Văzând că lucrurile nu se opresc, domnul a decis să plece de acolo la părinți. Când s-a uitat peste înregistrarea camerei a doua zi, a rămas fără cuvinte. Speriată pentru siguranța copilului, a decis să se mute de tot. Voi ce ați fi făcut în locul ei? Ăla e la geam și ăsta copilul s-a uitat. Da, fii atent, s-a uitat la ei. Du-te în pula mea. Voi ce ați fi făcut în locul ei? Mamă, ce fake e ăsta, coaie. Bă, dar vezi că se vede față. Și după pat. În 2016, Simone, un bărbat din Italia, a surprins mai multe activități paranormale în casa bunicii lui. Femeia a spus că reședința ei este bântuită. Lucruri clasice, obiecte care se mișcau singure, ferestre, parcă... Cum se numea pulă emisiunea aia pe acasă de mai demult? Inimă. Nu, mă, era aia cu doamna aia cu părul roșu, mă, Stella sau cum o chema? Nu Stella o chema. Cu state, pulă. Cum o chema, mă, pe femeia aia, mă, care era Oprah Winfrey de România? Carmen. Nu, mă, era ceva pe acasă, mă, frate, de țin da, minte. Pe acasă era cu Carmen Trase. Nu mai știu exact. Și era cu, era comedie cu Regina. Nu, era cu aia, era Teo, mă, Teo, mă, Teo. Teo, mă, așa, Teo Show, mă, frate, mă, că... Asta era, mă, nu, mă, cu aia. Asta era Teo da, Show. Era... Teo Show 2004. Cred că Teo... Da, mă, Teo Show era... Ăsta, mă, frate. Era pe canal de, mă. Nu, mă, era pe... Pe acasă, mă. Pe acasă era. Cum se numea mai aia pe acasă, mă? Că țin minte... Mă, omule, mă. Țin minte că se mai uita maică-mea și doamna... Țin minte că se făcea ora 6, ora 7, mai de mult. Știți bine că mai de mult... Ce faci, mă, la pachet acolo? Fenumtex. Vezi că te-am văzut. Fenumtex. Țin minte că mai demult, pe vremuri, se întuneca și mai repede decât se întuneca astăzi. Acasă la Teo, aia era. Se întuneca pe la 4, era întuneric deja mai demult iarna. Și eu când eram mic, aveam o doamnă de avea grijă de mine, frate. Pe doamna aia o chema Tanti Leli, mă. Tanti Leli. Chiar anul ăsta am vorbit cu doamna aia. Tanti Leli. Și avea grijă de mine, că părinții mei aveau o firmă, n-aveau cum să stea acasă. Și pe timpul zilei avea grijă doamna de mine. Și ții minte că mereu înainte să vină părinții mei, se uita, frate, la acasă, la Teo, coaie. Acasă, la Teo. Când nu mă lăsa, ții minte că eram supărat, eu că nu mă lăsa să mă uit la Samurai Jack. Că taică mi-a înregistrat pe casetă, nu trăiați voi când existau din alea, casetă de aia așa lungă și groasă, frate, mai ții minte? În player, de se băga în player, frate. Auzi ăla. Așa, în player și mi-a înregistrat taică-mi toate episoadele Samurai Jack. Eram supărat când mă uitam la Samurai Jack. Drop fate sau mid fate, drop dead. Bă, și am avut coșmaruri cu acasă la Teo când eram mic cu aici și mă ascundeam în cameră și eu aveam, știi că toți copiii aveau o chestie protectoare, pula mea, un obiect. Jucăria lor din copilărie. Da. No, eu aveam, frate, un robot Bionicle. Un robot bionic, ăla mă proteja, ăla era șmecherul, cel mai șmecher, ăla omora pe toți, știi? Toți roboții, ăla, robotul meu bionic, îl omora. Era negru, frate. Full negru. Cel mai șmecher. Opiu. Eu ți-am zis că asta nu e un phase. Era full negru așa, robot bionic. Bă, frate, ăla era cel mai șmecher dintre toți. Și mereu luam robotul ăla bionic și mă puneam în pat, frate, la mine în cameră, nu în living unde se uita pe Paul, mersi frumos. În living unde se uita acasă la Teo. Bă, steam cu robotul, frate, și îl țineam în fața mea așa să mă protejeze, frate, că eu credeam că dacă mă uit la acasă la Teo și dacă aud acasă și făceam la, atât făceam așa, știi, băgam dește în ureche, să n-aud acasă la Teo. Dar eu credeam că dacă mă uit și aud acasă la Teo, am coșmaruri. Neironic. Și mai țineți minte reclamele alea mai mult de la desene, frate. Alea de pe Jetix și de pe Cartoon Network. Crisule, te pup, brother, mersi frumos. Care sunt desenele mele preferate de Jetix. Mai țineți minte reclamele alea cu ringtone-uri, frate?
cu ringtone-uri, căcaturile. Bă, eu dacă eram mic, când eram mic, dacă auzeam reclame, nu mai puteam să dorm. Eu credeam că îmi afectează psihicul, frate, nu mai puteam să dorm. Știi care au fost cele mai înfricoșătoare chestii pentru mine în toată copilăria mea, mă, frate? Ah. Era un episod din Scooby-Doo. Soneriile alea, da. Eu aveam un Scooby-Doo, ăsta era gen, care l-am peste tot cu mine, când eram mic, l-am primit de Crăciun. Bă, era Scooby-Doo ăla cât mine, mă, cața-și pun. Na, da. Bă, dormeam cu ăla în pat, n-aveam loc în pat de el. Bă, și era un episod de la Scooby-Doo cu un vampir. Bă, ăla alb, stai un pic. Care avea ochii roșii și făcea... Cred că știu. Nu-l pune, că nu mai dorm la noapte. Scooby-Doo Vampire. Care, mă? Ăsta? Ui, ăsta, mă. Ăsta, mă, da, mă. Bă, era urât tare, mă. Era urât. Da, uite, deși cum era desenat, da, și tot, mă. Era urât ăsta tare, mă. Ăsta și fantoma aia de pe Curaj, când e fricos, care făcea. Eu la Scooby-Doo, da, de la Curaj sunt mai multe. La Scooby-Doo... Eu la aia aveam numai. Scooby-Doo Villain. Stai un pic așa, am eu unul la Scooby-Doo, ăla, frate, care așa? Cred că. Ăla extraterestru caută extraterestru. Ăsta. Nu. Și ăsta făcea urâtare. Nu extraterestru. Bă, era unul, mă, omule, mă, de mereu apărea și nu mai apărea fața dintr-o dată. Și după aia nu mai. Da, mă, apărea. Frate, ăsta nu e. Extraterestru, frate. Nu extraterestru, nu-l găsesc aici. Mă, era unul de avea în frunte, avea așa un V. Și era cu mof ceva, dacă bine țin minte. Poate că era vampirul, mă, dacă nu. Ori vampirul. Da, mă, vampirul. Vampirul, poate că era vampirul, dar nu sunt. Mă, rău l-a făcut vampirul ăsta. Mă, dar mai era, mă, unul, mă, de era urât tare, mă, omule, mă, urât tare, mă. Urât tare. Ureu. Ăștia niște fantome. Ui, și ăsta, mă, frate, mă, plutoniu ăsta din stânga. Ăla nu era urât. Bă, nu, dar ce urât făcea, mă, frate. Ăsta făcea urât și ăsta făcea urât. Da. Ăsta. Făcea urât. Și aveam o carte, frate, tot așa. Bă, citiți, mă jur. Și ăsta, mă, fața la asta, mă, frate, făceau fețele astea de om, de vampir. Da, era urât de tare. Bă, dacă vreți să citiți o carte bună, o serie bună, îi de copii, frate, dar mă jur pe viața mea că așa de interesant a fost că așa cum aș mai citi eu încă o dată. Se numește Ceva cu adevărat ciudat. Ceva cu adevărat ciudat. Pe bune vorbesc, sunt foarte bune. Ceva cu adevărat ciudat. Sunt de copii, dar sunt foarte bune, neironic vorbesc. Astea. La noi sunt numai două volume, numai astea două, dar le-am citit pe toate, le-am citit în engleză după. Eu le-am pe astea în original. Eu singurele cărți. Astea citiți-le, sunt foarte bune, să mor eu de nu. E care au fost singurele cărți care chiar le-am citit? Jurnalul unui puști? No, aia da. Vedeți că asta e tare, frate. Prima carte se numește Amuleta din insula Vârcolacului și a doua Fantoma Amiralului fără cap. E foarte tare, foarte tare seria asta. Citiți-o, pe bune. Nu zi, bă, cum miroase ăsta acum că e dry down și așa? Nu mai ai mirosul ăla din capac. Nu. Am. Vii. Voci înfricoșătoare, răsunând în inima nopții. Simone nu a crezut-o. A decis totuși să testeze terenul pe propria piele. A dus-o pe bunica lui la el, după care s-a întors pentru a petrece noaptea singur în casa bântuită. Ceea ce a urmat este aparent incredibil. Sono a casa di mia nonna. Vanga! Allora, non so se sentite, praticamente sono a casa di mia nonna da solo. E non so se sentite. Ci sono un sacco di rumori che vengono. E Vanga, dopo parti, tu meri a casa. Con potrini fra 5 anni. Allora. Sei marzo di Mignazza. Manca un plecat de joi. Ăla e rege, frate. O bag toți banii din bancă. Că nimeni de pe lumea asta nu-l face pe Vanga. Hostox care l-a întrebat. I-a zis la Hostox: tu ai avut așa o cenici. Vanga e unul din trei. Oameni care s-au urască. Becurile nu se mai aprindeau. Deși pe timpul zilei totul fusese în regulă. Armat cu o lanternă și cu telefonul, s-a aventurat în bezna. Bărbat, serios? O fată pentru Vanga în chat aici? Sincer, bă. Te pup, Noris. Eu i-am dat un like. Dacă sunteți vreo fată singurică și doriți un bărbat, chiar cu suflet bun și ăsta se și lasă, și inteligent, și iubăreț și tot, Vanga. Pentru Vanga... Eu vă bag mâna în foc.
Da. Ăsta chiar vă iubește. Cose mai. Nu vă dă gust. Scrie crack eu. Ii de crack. La parte che c'è un gran rumore di vento e mi sto per quello. E quindi chi era cu de păpușa aia, mă, de stacol și că Michael Jordan când dădea dunk. Vezi? Am văzut. Adesso sembra che si è smesso tutto quanto. Io non so proprio che senso. Și-a vorbit și Vanga. Sunt și la torce în bocă. Când zi la partii Vanga. Ambiente, uguale, 80. Haideți, chitare, chitare. Mă acolo, iar cu pruni. Pruni care pune muzică. Că e la partii. 87. Bă, dar odată așa m-am elevat pe el, mă, frate. Era, bă, atunci când mi-ai zis tu, vorbește cu Vanga, nu știu ce, ți-am zis că ne întâlnim la party. Da. Îi scriu la Vanga, nu, mă, cum e? La 12 noapte. Cum e? Tare. Genial. Așa tare. Zis, genial, haideți. Bă, nu, îmi întreb, cum e? Bă, păi tare. Îi lume. Oio. Oio. Câtă lume e, oio. I-a zis, zi, mă, cât n-ai loc să fumezi o țigară. Bă, frate, e ceva. Și zic, mă, zic că orice, tot așa vin, nu trebuie să mă minți. Mă, zic să știu la ce mă aștept. Mă, frate, vreo 40. Ajung înăuntru. 3 la țigară, 5 înăuntru. Nu, tot Vanga, că nu știi să numești. Nu, trebuie pe Vanga, dată, câți oameni sunt? O, vreo 80, frate, 80. Vezi că e party bun, merită să vii, o să regrezi dacă nu vii. Ajungem acolo, 4 oameni la țigară, 2 morți în spate, unul bagă, vreo 2 lângă DJ care bagă, 2 la bar, 5 oameni, nici măcar nu stau în fața DJ, stau în cealaltă parte a... Dar baia tot timpul full. E, nu se zice de asta, mă. Nu, băi, dar, mă, frate. Se zepișe oamenii. Da. Că te-o bău mult, că n-ai ce să faci, când s-a așa puțin oameni, bei. No, babe. No, babe. No, bebe. Deși era singur în casă, ușile dulapului și fereastra s-au deschis. Așadar, bunica lui spusese adevărul. Mă. Ce e cu candela brusă că s-a teleportat, ulă? Pui acolo. Na. La banu. Direi che vado via, perché nei film consiglio sempre questa cosa qua. Quindi... Non sono più stupido. Non, ti giuro, non riesco, vi giuro, non riesco neanche a parlare oggi perché pratico. Allo. No, vabbè, aspetta. Oh no, vabbè, il letto è fatto. Il letto. Gli sportelli sono aperti. E il letto, cioè prima il letto non era così, era, non ho la voce, ve lo giuro, non ho la voce. Ok, no, ora vado. Hello, la Luca. Mi sembra il caso di proseguire. Dacă așa au sunat dulapul ăla, că am crezut că ai scris noapte bună în loc de bună seara. Il vaso non era lì. Di, ma cui hai pus florul în bolă? Tu un șpis la floarea aia. Norris donate 2 euros con un centimo with super chat. Chuck Norris. Cu geamul deschis dormi în seara asta. Să-ți vină, uite, Nati, asta să-ți vină la geam. Ca aici, uite. Uite, să-ți vină monstru. Unul de la sfârșit să-ți vede fața lui cu face. Uite, se vede ce aici. Asta să-ți vină Nati la geam. Proseguire cu questa cosa, nu so cum. Ce? Opa, nu.
Il vaso non era lì. Il vaso non era lì. C'è un card della BG Mafia? Ci sono. Questo vaso non era. Il sangue della BG. Nico, non ati, scuse, Nico. Ma scusate, ambo 7 belli. Ok. No. Dacci nati, stai lì, che dici hanno scappo. Dorm pe live, băi, auză-l că dorm pe live, băi, ai grijă. N-a fătut-te în gură, Paul Tadrian. Fii atent, Stron. Na. La etaj. A găsit lenjeria de pat mișcată, deși făcuse patul, șușile dulapurilor deschise. Vaza cu flori a sărit câteva trepte de una singură. O siluetă translucidă s-a năpustit asupra lui. Speriat, Simone a fugit mâncând pământul. Câteva luni mai târziu a aflat care a fost sursa ciudățenilor. O șarfă pe care bunica lui a câștigat-o la tombola bisericii din cartier. O eșarvă Cătălin botezat. După ce a aruncat-o, coșmarul a luat sfârșit. Casa. Din fericire. Dar amintirea acelei nopți a rămas în mintea lui Simone. Și continuă să-i bântuie visele. Ce mă piși pe mine că mai văd pe TikTok. Nu, Moris. Nu, că Moris ăla e băiat. Fii atent aici.